În câteva minute și jandarmeria română se pregătește de declarații de un punct de vedere oficial în urma incidentelor înregistrate în această după-amiază în Piața Victoriei. Chiar acum se fac declarațiile. Bună seara, vreau să vă spun încă de la început faptul că astăzi, între orele 15:30 și ora 18, Platforma Unionist a organizat un marș urmat de protest pe traseul Piața Unirii, Piața Romană, Piața Victoriei, unde la un moment dat, în apropiere de Piața Victoriei, un grup de aproximativ 50 persoane au încercat să intre pe Calea Victoriei, forțând astfel cordonul de jandarmi. Prin echipele de dialog aflate la fața locului s-a discutat cu aceștia, li s-a explicat calea legală. Aceștia, bineînțeles, nu au înțeles, după care s-a acționat punctual, iar cele 5 persoane au fost extrase din rândul manifestanților și conduse la sediul secției de poliție. Sunt persoane care au fost conduse la sediul secției de poliție, în speță organizatorul George Simion, care susține și susțin și celelalte persoane că au fost agresate. Este așa. Nu vă pot confirma acest lucru, vă pot spune clar că cele 5 persoane au fost conduse la sediul secției 4 poliție pentru a li se stabili identitatea și a se lua măsurile legale asupra acestora. Drept pentru care 4 persoane dintre aceștia au fost sancționate conform legii 60 privind organizarea și organizarea adunărilor publice, cu câte 3.000 de lei fiecare. Pentru nu s-au folosit gaze lacrimogene, s-a acționat legal, aceștia au fost, cum am spus, conduși la sediul secției de poliție. Normal. Conform autorizației obținute încă dinainte, anterior, aveau sau nu aveau dreptul să meargă pe Calea Victoriei de la Piața Victoriei? Vreau să vă precizez foarte clar acest aspect. I-au întocmit acel protocol la Primăria Generală a Municipiului București. În acel protocol era clar stabilit traseul de deplasare a marșului, urmat de protest în Piața Victoriei. Alt traseu nu a fost aprobat. Dar pe imagini se vede cum unul dintre protestatari este lovit cu pumnul în față de un jandarm. Nu vă pot confirma acest lucru. Dar, într-adevăr, se intervine legal, dar la finalul fiecarei misiuni, în cazul în care colegii de-ai mei au filmări operative și se poate observa faptul că jandarmii au greșit sau au intervenit ilegal, se vor analiza aceste aspecte și se vor lua măsurile de rigoare. Vorbim acum despre o cercetare în scurt. În acest moment nu există o anchetă în curs, deoarece nu sunt informații că jandarmii, colegii mei jandarmi, au acționat ilegal. Spuneți-ne ce se va întâmpla în continuare, întrucât cei care au rămas aici în Piața Universității și-au amplasat și corturi. Da, se pare că într-adevăr o parte dintre aceștia au ales să revină în Piața Universității, având în vedere că nu mai este un protest autorizat, dar Jandarmeria Capitalei le asigură acestora prezența, atât timp când nu escaladează, când nu ocupă căile de comunicații și, bineînțeles, atât timp cât respectă indicațiile jandarmilor. Vor fi lăsați să stea cu cortul aici, în piață, lângă fântână? S-a luat legătura cu reprezentanții primăriei, nu se acceptă amplasarea de corturi, deoarece este domeniul public și nu putem să transformăm domeniul public în alte spații. Și în condițiile în care vor refuza să-și ridice corturile, ce veți face ulterior? Li s-a recomandat să ridice, bineînțeles, acele corturi. În permanență noi avem un dialog cu aceștia prin echipa noastră de dialog. Până acum au fost înțelegători și, după cum vedeți, decurg normal activitățile aici.